Edilii din Comuna Dumbrava a anunțat că la sfârșitul anului trecut s-a finalizat licitația de execuție la drumurile agricole și urmează avizarea ei din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor. Reprezentanții administrației locale Dumbravene speră ca până în primăvară să se treacă și de perioada de contestații, iar apoi să se dea drumul lucrărilor. Vor fi asfaltate și pietruite drumuri agricole în lungime de 7,3 km. În aceeași perioadă au început și lucrările la subtraversările pe sub linia ferată și drumul național în zona cimitirului pentru legarea rețelei de canalizare la stația de epurare. Datorită vremii Lucrările au fost istate, însă urmează să fie continuate în primăvară, dorința fiind ca până în vară să fie făcute toate probele pentru a se da în folosință canalizarea în Răchita și Dumbrava.